Noul penitenciar din județul Buzău va avea 3 etaje, dar vor exista și spații destinate plimbării sau terenuri de sport. Închisoarea de la Unguriu va avea o capacitate de 900 de locuri de detenție, din care 100 de locuri în regim deschis și 800 de locuri în regim semideschis. Vor exista 4 metri pentru fiecare persoană privată de libertate. Zona de detenție va avea 12 pavilioane interioare și unul exterior, iar fiecare pavilion va dispune de curte de plimbare proprie. Vor fi amenajate spații de reintegrare socială, fiind vorba de 4 cluburi pentru diverse activități. Pentru lucrul cu grupuri mari, 3 săli de clasă, o bibliotecă, o sală calculatoare, 3 spații pentru activități de tip hobby sau club multifuncțional, studio radio TV și spațiu pentru activități sportive. O componentă de absolută noutate va fi reprezentată de pavilionul Libertate Asumată, aflat în exteriorul penitenciarului, cu o capacitate de 16 locuri pentru deținuții din regimul deschis, aflați în perioada de pregătire pentru libertate. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 65 de milioane de euro.